Salut și bine v-ați întors pe canal! Astăzi, așa cum vedeți și din titlu, o să facem un clip foarte spontan și anume facem clipul cu What's in my bag? Pe care l-am făcut, cred, în primele luni de YouTube. În primele luni ever de YouTube, când aveam încă fundalul acela cu reacul de haine. Acum, vreți? Anyway, geanta pe care eu o folosesc foarte des în ultima vreme, voi acum dau seama cât de grea este geanta asta de la Evie Bags, care îmi place super, super mult, după cum se poate vedea, are o culoare foarte frumoasă. Eu am avut o perioadă în liceu în care eram obsedată după crem și după marouri și s-a întâmplat ceva că a dispărut perioada aia și cumva cred că mă întorc la ea, pentru că uitați-vă la asta, so pretty. O am, cred că de vreo lună, cam așa, de când am pus și poza aia pe Instagram și de atunci o port în continuu. Dacă vreți și voi să încercați ceva de la ei de pe site, asta ca să zic acum să nu uit, eu am vorbit cu fetele de acolo și mi-au dat un cod de reducere. Dacă scrieți Denisa S10, aveți 10% reducere din comandă, ceea ce mie mi se pare un deal bun, mai ales pentru că gențile sunt destul de scumpe la ei pe site. Așa că nu uitați Denisa S10 și o să scriu asta și în secțiunea de descrieri ca să nu uitați. Așa, acum să trecem mai departe. În primul rând am telefonul. Întotdeauna țin telefonul cu mine ori în geantă, ori în mână, de cele mai multe ori în mână pentru că ascult muzică la el. Hai totuși să vă arăt și cum... Geanta este foarte bine compartimentată din punctul meu de vedere. Are un buzunar imens. Încuietoarea este super faină. Nu știu cu cine m-am întâlnit zilele trecute sau săptămâna trecută și îmi zicea că tu ai modelul nou, eu am modelul vechi în care are magnețel. La gențile vechi mi se pare că se punea magnețel și când o apucai de aici, dacă era mai grea, op, se deschidea. Acum nu mai are magnețel, are încuietoare foarte stabilă. Ați prins voi ideea. Așa? Și apeși aici, se ridică și ta-na-na. Și mai ai, bineînțeles, și un fermoar. Mie fermoarul mi se pare genius pentru că pare super solid. Și eu... Hei, ai totul secure. Așa. Și vedeți că geanta e plină de chestii. Așa că o să scoatem rând pe rând ce nimerim. Așa, ea are două buzunare mai mari, unde puteți să vă puneți agende și chestii și două buzunarele așa mai micuțe în care puteți să vă puneți, nu știu, un produs ei. O chestie de genul ăsta, nu știu. Am în primul rând agenda asta cu mine, Let's Do Amazing Things This Month, este monthly planner și m-ați întrebat foarte multe despre ea, o am de la Stradivarius și cred că a costat 40 de lei, cam așa. Și ea are așa ceva, hai să dau una goală ca să nu vedeți chiar ce face toată luna. Și puteți să vă treceți, uite, aveți aici month și scrieți septembrie, octombrie, lana, ce lună vreți voi. Și începe luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică și aveți pătrățele cadrane pentru toate zilele din lună. Iar aici, în partea dreaptă, sau stânga, cum vă uitați voi, cred, sunt remindere și special dates. Dacă trebuie să mergeți la o nuntă, aveți vreo petrecere sau chestii de genul ăsta, eu, în principiu, la remindere îmi trec lucruri care sunt chiar urgente, indiferent de zi, și la special dates îmi trec programările, în principiu, gen... numele și numărul de telefon, ca să-mi fie la îndemână. Și mai în partea cealaltă, a doua parte a agendei, aveți o grămadă de pagini așa cu idei, pur și simplu idei. Și cam atât ai în agenda asta. Am portofelul ăsta, e același portofel pe care l-aveam și acum 2 ani și jumătate și zic de o grămadă de timp că îl schimb și n-am apucat, dar cred că este cazul să-l schimb. Este un portofel pe care l-am, scrie pe el Anna and Robert. Sinceră să fiu, eu l-am din Lanzarote, din Insulele Canare, a fost acum 5 ani, cred? Nu, mai mult. Am fost doar. Dar prima dată am fost când eram clasa 7-a. Oh, portofelul ăsta are aproape 10 ani. Și este într-o stare super bună. Trebuie să-l schimb. Și mai am, dar stați să-mi găsesc... uite aici. Am... creioanele mele colorate. Oricum nu sunt creioane, sunt pixuri colorate. Eu nu plec nicăieri fără pixuri colorate și dacă mi-aduc bine aminte, data trecută când am făcut tagul ăsta, tot așa am zis că eu nu plec fără culori după mine.
Am avut o perioadă în care nu mai aveam nici măcar un pix după mine și o perioadă în care nu mai purtam geantă, dacă vă vine să credeți, dar m-am întors. Old habits die hard. Nu e problemă. Și asta a fost primul mare buzunar. A, dar și mai are un buzunar cu fermoar micuț, în care eu am, uite, de exemplu, am niște pixuri, pentru că am fost perioada examenelor. Mai am aici ceva ce trebuie oricum aruncat. Un balsam de buze, care de regulă stă numai în mașină, dacă mașina a fost în serviciu și a fost acasă și a fost peste tot, dar nu la mine, l-am luat în geantă. Și mai am aici un banocin, da, am probleme cu pielea prin câteva locuri, recent m-am și ars cu placa și banocinul chiar m-a ajutat foarte mult, m-am ars, da, pe degetul ăsta, și în două zile m-am dat în ambele zile cu banocin constant și acum nu mă mai doare, nu mă mai duc, nu am nimic. Ta-na-na-na, camera de vlogging, evident, eu nu plec nicăieri de acasă. Acum 2 ani, tot fac referire, dar acum 2 ani eu ziceam așa, când ies din casă trebuie să am chei, telefon, bani sau portofel. Și acum zic, chei, telefon, camera de vlogging, bani și încărcător de telefon. Da, da. Umbrelă, pentru că ieri eu am avut foarte mult de alergat și a plouat, căști. Aha, să vă arăt de ce s-au prins căștile. Deci căști, vă ziceam că ascult foarte mult muzică. Ăsta este un o 300 de la Benefit, în care eu am 4,60 lei, pentru că am strâns timp de 2 sau 3 ani mult, mult mărunt și când mi-am dat seama că este prea mult și trebuie să îl schimb, am fost la bancă și banca îmi cerea comision ca să îmi pună bănuții ăștia într-un cont. Îmi cerea comision la fiecare 100 de moneți și mi s-a părut, da, e corect, și moneți și monede. Și mi s-a părut așa, adică de ce? Și practic eu acum încerc să-i cheltui așa, fără să mă duc să-i schimb. Era o sumă mare în apărarea mea. Da. Am treaba asta de la Colistar, care este Nourishing Anti-Age Oil Milk. Mă rog, eu am tot umblat în pantaloni scurți în perioada asta și ca să-mi spate picioarele, te trebuie să puneți un pic de ulei pe piele când plecați de acasă. Și dacă uitați să faceți treaba asta sau poate să zicem că pe parcursul zilei se absoarbe uleiul ăla, eu am acest lapte hidratant, care nu e ca un ulei, dar se vede foarte, foarte frumos pe piele. L-am descoperit la Ioana Dumitrache acum ceva timp, ea mi-a zis de el, mi l-a lăudat și de atunci îl folosesc și eu constant. Un nou îmbărățel de păr, niciodată să nu plecați fără un îmbărățel de păr, că nu știți ce se întâmplă. Așa, mi s-a lăsat cu părul. Cheile de la casă și am aici un balsam de buze pe care l-am pus recent pe chei. Care arată cam ușor. Ce bine miroase acum al miros. Este un balsam pe care îl găsiți în Sephora. Și cred că este din gama Skin Food sau ceva cool for school. O chestie de asta. Ce mai am aici? Mai am o pudră din asta de la Benefit. The Pore Fashioner. Eu am pudra asta în două variante acum mai nou. Mi-a venit un press kit și am mai primit-o încă o dată. Mi se pare o pudră genius de luat în geantă, pentru că în partea asta de jos, dacă desfaceți, aveți o bensuliță pe care puteți să o faceți așa micuță. Bam! Și o băgați înapoi, nu se strică perii absolut deloc. Iar aici sus, așa, ok, aveți trei găurici pe care puteți să le întoarceți așa ca să dați pudra, să scoateți pudră dinăuntru și așa ca să opriți să nu curgă pudră, puneți în căpăcel și cu pensulica din dotare, bam, nu mai luciți. Ăsta este secretul meu, practic, să nu mai luciți toată ziua, să-mi car o pudră după mine constant. Și mai am aici un stick, care aproape că n-a funcționat ieri. Un ruj, ăsta este Colorish Match 640 Erotic de la L'Oréal Paris. Cardul. Și asta cred că e toată geanta. Da. Și așa arată geanta golită de chestii. Totul. Deci v-am zis, are primul compartiment mare, al doilea compartiment mare, compartimentul cu haide, cu fermoar, în care am eu aici banocinul și ce vă mai ziceam, compartimentul mic, ups, în care era un prochestic, așa, și aici este încă un compartiment mic, și mai e încă un mic aici, nu știu ce puteți să puneți în el, speranțele să treceți sesiunea, cred.
Și asta a fost tagul What's in my bag. Sper că v-a plăcut și sper că a fost amuzant. Deși nu știu ce ar putea fi amuzant din el, dar am tot primit request pentru tagul ăsta și mă gândeam, hai, ok, hai să fac. Așa. Și pe mine nu uitați că puteți să mă găsiți pe Facebook, blog, Instagram, Denisa Sima M, peste tot. Găsiți oricum toate linkurile cu tuța cu descrie. Nu uitați că dacă vreți să vă cumpărați o geantă de la Ivy, Denisa S10, Denisa S10, pentru 10% reducere. Și cred că tot avea mea o să vă zic. Deci, see you later! Pa!